umilința și respectul ar trebui să caracterizeze purtarea tuturor acelora care vin în prezența lui Dumnezeu. Umilința și respectul. În numele lui Iisus noi putem veni înaintea sa cu încredere. Deci în numele lui Iisus putem veni înaintea lui Dumnezeu cu încredere. Dar nu trebuie să ne apropiem de El cu îndrăzneală și încumetare, ca și când El ar fi pe aceeași treaptă ca și noi. Luați seama, fraților, ce spune, este cuvânt inspirat. Sunt unii oameni care se adresează Marelui, Atotputernicului și Sfântului Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, ca și când s-ar adresa cuiva care este deopotrivă cu ei, sau chiar unuia care este mai prejos decât sunt ei. Adică îl folosesc pe Iisus Hristos ca să-i slugă aceea care e. Trebuie să-i spună, Doamne, dă-mi fără. Sunt unii oameni care se poartă în casa Lui, cum nu s-ar încumeta, fiți atenți aici, cum nu s-ar încumeta să se poarte în camera de audiență a unui conducător pământesc. Nu spun mai mult. Deci în camera de audiență a unui conducător pământesc, dacă ai fi chemat la primărie, la primar, nu la oricine, sau ai fi chemat la poliție, să te cheme un simplu polițist, să te cheme acolo, să dai o declarație. Spune că sunt unii dintre oameni care se poartă în casa lui cum nu s-ar încumeta să se poarte în camera de audiență a unui conducător pământesc. Aceștia să-și aducă aminte că se află în fața celuia pe care îl adoră serafinii și în prezența căruia îngerul își acopere fețele. Fraților, când citesc lucrul ăsta, să știți că mie mi-e rușine. Mie mi-e rușine. Nu știu dacă suntem conștienți că aici este prezența lui Dumnezeu, când noi am cerut prezența lui Dumnezeu, o rugăciune aici, lângă noi, El este prezent aici. Dumnezeu trebuie să fie mult mai mult onorat. Toți aceia care își dau în adevăr seama de prezența Lui se vor pleca în umilință înaintea Lui și asemenea lui Iacov, când a privit descoperirea lui Dumnezeu, vor striga. Cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerului. Dragii mei, nu vreau să înțelegeți prin aceasta că este o mustrare la adresa dumneavoastră sau la adresa mea, ci este un îndemn din partea Domnului.